În seara aceasta ne vom uita din nou la rugăciunea Tatăl nostru și așa cum spunea și fratele Mihai la începutul acestui studiu, vom folosi studiul acesta pe rugăciune și pentru a învăța câteva aspecte elementare ale modului în care putem studia Biblia. Chiar dacă anumite metode se diferențiază, eu cu fratele Mihai avem abordări diferite asupra Scripturii, totuși regulile, ca să spun așa, de interpretare sau regulile în studiu rămân aceleași, ele sunt neschimbate, da? Dacă fratele Mihai vede într-un verb un subiect, e o problemă. Indiferent ce metodă ar aplica, da? Sau dacă eu văd într-un subiect un verb, iarăși e o problemă. Adică sunt anumite diferențe între aceste metode, dar regulile de observare și de interpretare trebuie să fie comune. Avem înaintea noastră rugăciunea Tatăl nostru și aș dori să călătorim puțin într-o metodă de studiu biblic. Lucru pe care de obicei îl fac atunci când studiez un text din Sfânta Scriptură este să observ propozițiile din textul respectiv. Câte propoziții sunt sau ce propoziții sunt acolo? La Apostolul Pavel lucrul ăsta este mai ușor pentru că de obicei Apostolul Pavel are propoziții foarte lungi. Și îți dai seama din propoziția principală despre ce vorbește omul. De exemplu, pasajul nostru e puțin mai dificil pentru că avem foarte multe propoziții principale care în ele însele constituie o idee, da? Sunt un concept în sine. De exemplu, avem, haideți să le luăm pe rând, de exemplu avem aici sfințească-se, vie, facă-se voia ta. Sunt trei propoziții, la rând. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă, iarăși este un verb. Ne iartă nouă, iară un verb. Nu ne duce în ispită, izbăvește-ne de cel rău. Toate sunt propoziții principale, care de sine stătătoare. Au sens prin ele însele, da? Un profesor la facultate, la master de fapt, ca să facem confuzie, ne spunea că trebuie să cânți textul. Să vezi dacă textul sună bine. Așa îți dai seama dacă o propoziție principală sau secundară. Să o cânți, pur și simplu. De exemplu, să-i spui cuiva când vin la tine. Dacă i-a spus mie, când vin la tine, Mihai. Nu are logică propoziția singură, da? Trebuie să fie altceva. Dacă nu are logică, nu poate fi cântată, nu sune bine nici în limba română, înseamnă că propoziția este secundară. Înseamnă că nu în propoziția aia se află subiectul pasajului sau tema pasajului, ci în propozițiile principale. Textul nostru este dificil pentru metoda pe care eu aplic în a studia Sfânta Scriptură, pentru că sunt foarte multe propoziții principale. Cele mai multe sunt propoziții principale. Așa că în cazul nostru, ar trebui să vedem care sunt lucrurile comune acestor propoziții. De exemplu, vedeți că am făcut aici o distinție între cele primele trei cerințe. Va explica Mihai, de fapt, care sunt primele trei cerințe. Asta de aici și încă vreo trei sau patru aici. Am dat un enter ca să vadă diferența. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că primele trei cerințe se diferențiază de următoarele trei sau patru, cum alegem să le adunăm împreună, prin niște elemente care sunt comune la primele trei și la următoarele trei. Ce vedeți dumneavoastră că ar fi comun la primele trei propoziții? La sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Ce e comun? Dumnezeu e comun, da? Are în vedere pe Dumnezeu. Și e ușor de observat lucrul acesta, da? Tău, ta, ta. E clar că aceste trei cerințe vizează pe Dumnezeu. Așadar, o regulă de interpretare sau o observație necesară în orice text este să vezi lucrurile care se repetă, da? Repetiția, da? Repetiția de concepte, de termeni, de când se repetă, înseamnă că autorul vrea să te facă să te focalizezi asupra lucrului respectiv. Și vedeți, e vorba de este întărit lucrul acesta și prin faptul că vedeți aici, e vorba de numele lui Dumnezeu, e vorba de împărăția lui Dumnezeu, e vorba de voia lui Dumnezeu. Deci primele trei cerințe îl vizează doar pe Dumnezeu. Le las așa ca să nu fie foarte încărcat. Bun. Ce ne arată următoarele trei sau următoarele patru? Cum vrem să le amestecăm, să le adunăm. Ce e comun la următoarele? Noi suntem comuni, nu? Chiar prin uitându-te la pronume sau cui se adresează, da? Sau despre cine vorbește. Pâinea,
noastră, dă-ne-o. Nouă, iartă-ne. Nouă, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri, nu ne, pe noi, da? Izbăvește-ne pe noi. Deci o diferență majoră între primele trei și ce urmează după aceea. E ușor de observat lucrul ăsta. Și, de fapt, cam așa, asta e treaba pe care o fac în bucătăria predicatorului. Am, dacă aș predica textul ăsta, am punctul 1 care vorbește despre Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, ai punctul 2 care vorbește despre cerințe care vizează împărăția lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și așa mai departe, și punctul 3 aici. Nu e nimic forța, da? Nu sunt 3 puncte, fiindcă așa am învățat la facultate, că trebuie să am 3 puncte în orice pasaj. Dumneavoastră știți că sunt și predici cu 20 de câte? 23 de puncte. Da. Da. Acum, un alt lucru pe care îl fac și poate că care v-ar ajuta foarte mult în studiul Scripturii, este numit în general studiu pe cuvânt. Dar să faci un studiu pe cuvânt la propriu e foarte greu. Adică să vezi cum mai folosește autorul respectiv cuvântul respectiv. Eu vreau doar să facem un lucru extrem de simplu. Să-ți citești Biblia, ce sună periculos, dar e doar de dragul exercițiului ca să vezi importanța fiecărui cuvânt în text. Să citești Biblia și să încerci să schimbi fiecare termen. Ori să-l scoți, ori să-l schimbi pe altceva. Haideți să vedem. O luăm de la început și în seara aceasta eu o să mă focalizez pe Tatăl nostru care este în ceruri. Haideți să încercăm, în loc de Tatăl, să ne gândim să punem altceva care se potrivește cu Dumnezeu, să vedem cum modifică asta felul în care spunem rugăciunea Tatăl nostru. Spuneți-mi altceva. Ceva despre Dumnezeu care este adevărat, care am putea să punem în textul ăsta în loc de Tatăl. Dar să nu spunem o erezie. Ceva care este adevărat. Spuneți-mi altceva. Părinte, dar e cam tot Tată, nu un sinonim. Altceva. Domnul. Când te gândești la tata tău, te gândești într-un fel. Când te gândești la un domn, te gândești foarte diferit. Dumnezeu este și Tatăl și Domnul nostru. Da? Dar vedeți că dă o nuanță de intimitate, o nuanță de apropiere, o nuanță, adică este vorba de cineva cu care ai relație, care îți poartă de grijă, care se îngrijește de tine, care te cunoaște, care e apropiat, modifică fundamental tot ce spui după aceea. Faptul că îl vezi pe Dumnezeu Tată. Faptul că îl vezi pe Dumnezeu Tatăl. Și vezi, prin simplu fapt că ai încercat să vezi cum ar fi fără terminul ăsta sau cum ar fi să pui altceva în el, deja vezi o încărcătură teologică în cuvântul Tatăl. Vreau să observăm, de exemplu, în seara asta doar două aspecte fugitiv referire la conceptul că Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi știm că noi nu ne naștem din punct de vedere spiritual cu Dumnezeu ca Tatăl nostru. Acum este necesar să facem diferența, este o diferență între felul în care ne raportăm la Dumnezeu ca și la Creator și felul în care ne raportăm la Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Ca și Creator ai putea să spui că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor și există texte în Biblie care ne spun, de exemplu în Isaia, că Dumnezeu este Tatăl care ne-a creat pe toți. Din punctul ăsta de vedere al creației, Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu nu este Tatăl tuturor oamenilor. Așa că în momentul în care începi și spui rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru, tu automat te gândești, sau ar trebui să te gândești, la soteriologie, la doctrina despre mântuire. Că ar trebui să te trag de mânică, prietene, Dumnezeu nu-i tata tău. Înțelegi, tu te-ai născut în păcat, ai trăit în păcat. Cum poți să-i spui tu, cum ai tu tupeu să-i spui lui Dumnezeu că este tatăl tău? Tu ești un fiu al mâniei sau un fiu al diavolului, unul care trăiește după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în film de ascultări. Așa că aici, chiar în cuvântul Tată, este un aspect soteriologic, da? Soteriologic care înseamnă doctrina despre mântuire. Un aspect al mântuirii, al salvării noastre. Când spui Tatăl nostru, tu spui în primul rând despre tine, eu sunt mântuit. Și ar trebui să reclami sau să îți reamintești un moment sau un eveniment sau o perioadă din viața ta în care Dumnezeu te-a frământat, te-a cercetat, te-a luminat, ți-a deschis inima și te-a mântuit. Dacă nu poți să faci asta, Dumnezeu nu-i Tatăl tău. Vedeți așadar, în momentul când ce vreau să spun, de fapt e principiul pe care vreau să-l trag în urma studierii primei propoziții, este că perspectiva pe care o ai despre Dumnezeu modifică fundamental felul în care te vei ruga. Perspectiva pe care o ai despre Dumnezeu. Acum vă laud puțin și Pavel mai lăuda, nu? Vă laud puțin, fratele care a fost duminică seara, a zis, eu cred că am umblat și eu în câteva biserici baptiste din țara asta. Și zice,
n-am întâlnit, nu mi-aduc aminte să fi întâlnit momente de rugăciune ca acelea care au fost în adunarea aceasta. Procesul lucru e extraordinar. Eu mă consider slab în rugăciune, nu știu cum vă vedeți dumneavoastră, dar să vadă cineva din exterior lucrul ăsta e un lucru grozav, extraordinar. Dar ceea ce va transforma fundamental viața personală de rugăciune și viața comunitară de rugăciune este felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Dacă tu continui să-L vezi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu, ca un Dumnezeu care este mânios pe tine datorită păcatului, ceea ce este real, adevărat cu privire la oamenii din lumea aceasta, lucrul ăsta se va vedea în rugăciunea ta. Dacă tu nu poți să îi spui lui Dumnezeu Tatăl, te simți așa cumva, cum să-i spun eu lui Dumnezeu Tatăl, că am făcut atâtea lucruri, că m-am purtat așa săptămâna asta. Dacă nu ai acceptat realitatea asta, asta va modifica nu doar atitudinea ta în rugăciune, va modifica cerințele tale, va modifica viața de rugăciune. Și nu în adins, Domnul pornește rugăciunea, da? Pornește rugăciunea Tatăl nostru, arătând lucrul acesta, că Dumnezeu trebuie privit ca Cel care este Tatăl nostru, care este Tatăl nostru. Asta va transforma inima ta în rugăciune. Va transforma cerințele pe care le aduci lui Dumnezeu în rugăciune, da? Fundamental va transforma. Și mai există un aspect pe care îl menționez aici, aspectul relațional. Ești mântuit, dar când spui că cineva este tatăl cuiva, nu poți să nu te gândești la relația care e stabilită între ei, da? La relația care e stabilită între ei. Și aici spuneam despre studiu pe cuvânt la punctul 2. Studiu pe cuvânt e important cel puțin în contextul Evangheliei după Matei și chiar în contextul predicii de pe munte. Luați acasă să vedeți de câte ori Domnul Iisus Hristos și înainte și imediat după aceea vorbește despre Dumnezeu ca Tatăl nostru. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Tatăl vostru care este înascuns. Tatăl vostru care vede înascuns. Tatăl vostru vă va răsplăti. Niciuna din acestea vorbește de vrăbii, de păsărele. Nu cade la pământ fără voia. Ai putea spune, voia suveranului care controlează tot universul. Nu spune așa. Spune fără voia Tatălui vostru, pentru că în context vorbește despre grija lui Dumnezeu pentru întreaga creație și mai cu seamă pentru noi care suntem fiii lui. Adică conceptul de tată în sine înglobează foarte multe aspecte ale relației lui Dumnezeu cu noi. Că El are grijă de noi, că El ne cunoaște, El știe ce aveți trebuință, că El ne vede, că noi trebuie să ne purtăm într-un fel ca să fim fii ai Tatălui nostru, să semănăm cu El. Implicațiile sunt enorme când spui Tatăl nostru. Semăn eu cu Tatăl meu. Tatăl nostru. Am eu credință că El îmi poartă de grijă? Tatăl nostru. Știu eu că Dumnezeu mă vede oriunde? Tatăl nostru. Știu eu că Dumnezeu este unul care mă răsplătește? Ca să spune, vede și te răsplătește. Astfel de tată avem. Așadar, când ai repet din nou, asta este ideea majoră acestei seri. Perspectiva pe care o ai despre Dumnezeu va modifica rugăciunile tale. Va transforma rugăciunile tale. Da? Cine, ce înțelegi tu când spui Tatăl nostru? Îți spunem întreagă, Tatăl nostru. Citiți epistole care încep în felul ăsta. Dumnezeu și Tatăl Domnului Iisus. Și uneori avem impresia că trebuie să facă cumva introducerea epistolei, nu? Hai și face de la Dumnezeu, Tatăl nostru, de la Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să o introduci cumva epistola. Nu e așa. Și ați văzut duminică. Nu e așa. Titlurile respective sunt prezentate acolo ca să-ți modifice perspectiva sau să-ți întărească perspectiva pe care o ai deja despre Dumnezeu. Așadar, ce înțelegi tu despre Dumnezeu ca Tatăl tău? Ce este pentru tine Tatăl? Când te gândești la Dumnezeu ca Tatăl tău, ce este El pentru tine? Ce implicații are pentru tine asta? Și vă încurajez să faceți lucrul ăsta, să luați expresia Tatăl nostru și să citiți predica de pe munte și chiar câteva capitole după aceea, să vedeți care sunt implicațiile pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă ca fiind atunci când te gândești că Dumnezeu este Tatăl tău. Asemănare cu Tatăl nostru, că El ne vede, că El ne cunoaște, că El ne poartă de grijă, că El ne răsplătește și așa mai departe. Apoi, haideți să ne uităm la următorul cuvânt. La cuvântul nostru. Chiar și el e important. Putea să spună foarte simplu, Tatăl? Știți ce e interesant? Că Domnul Iisus vorbește despre rugăciunea privată. Zice, intră în odăiță, închide ușa și roagă-te Tatălui tău care este înascuns. Și tu ți-ai închis odăița, te-ai băgat în debara, poate să nu te vadă nimeni. Doamne, să stau liniștit aici. Știi că nu te caută nimeni în debara. Te-ai băgat în beș, te-ai dus unde, în garaj, unde vrei tu, în mașină. Și bă, sunt liniștit aici și încep să mă rog. Și încep să te rogi, Tatăl? Păi ești singur. Dar trebuie să spui, ai fi înclinat să spui Tatăl meu, nu? Domnul Iisus spune în odăiță, începe să te rogi, Tatăl nostru. Și asta modifică ceva. Și asta modifică ceva. De exemplu, hai să luăm pe rând.
Hai să înlocuim nostru cu altceva. Spuneți dumneavoastră. Cu altceva. Nostru. Tatăl? Domnul meu, că am spus, da? Tatăl meu. Tatăl meu ar putea să ducă la o atitudine foarte individualistă, nu? Individuale. Domnule, ce spune Domnul Iisus aici? Eu vreau să sfințesc astăzi numele Tău, Doamne. Eu vreau ca să vină împărăția Ta. Eu vreau, Doamne, eu să fac voia Ta. Eu vreau să-mi dai mie pâinea. Și El spune, ar trebui să-ți dorești pâinea și la frații tăi. Și poate nu ar trebui să-ți o dorești. Probabil că va trebui să faci și tu ceva pentru treaba asta. Și sunt situații când trebuie să faci. Implicația acestui nostru este extraordinară în tot pasajul. Când vorbește despre sfințire, tot spune despre păcatele și iartă-ne păcatele. Nu spune, iartă-mi păcatele mele, Doamne, mă tângui păcatele mele. Iar eu Te-am supărat, eu am făcut. Nu plângi pentru păcatele tuturor. Sfințirea este un proiect comunitar. A ne câștiga pâinea este un proiect comunitar. A sfinți numele lui Dumnezeu este un proiect comunitar. Ce te bagi în viața mea? Că așa îmi spune rugăciunea Tatăl nostru. Tot ce se prezintă aici este un proiect comunitar. Să nu cazi în ispită, să fii izbăvit de cel rău. Da? Noi suntem interesați dacă tu ierți păcatele greșiților tăi. De ce? Pentru că așa ne rugăm. Iartă-ne nouă la toți păcatele noastre, cum și noi toți iertăm greșiților noștri. Iar pe noi ne interesează dacă tu ai greșit cărora nu le ierți păcatele. Pentru că tot ce se prezintă aici este un proiect comunitar. Sfințirea e un proiect comunitar. A ne implica în împărăția lui Dumnezeu, a face voia lui Dumnezeu, a sfinți numele lui Dumnezeu, este un proiect comunitar. A ne câștiga pâinea este un proiect comunitar. Tot ce se prezintă aici este un proiect comunitar al tuturor. De aceea ne rugăm nostru. Da? Individualismul este executat din rădăcină. Eu nu spun, nimeni nu înțelege asta, că eu nu spun că nu te poți ruga lui Dumnezeu să-i spui Tatăl meu. Că Dumnezeu este Tatăl tău. Numai ce vreau să spun și ce spune și Domnul Iisus este că nu este doar Tatăl tău. Nu trăi cu sentimentul ăsta că e doar Tatăl tău. Da? Și noi trăim într-o, lucrul ăsta trebuie spus răspicat, pentru că trăim într-o generație, într-o era individualismului. Fiecare să-și vadă de viața lui, de treaba lui, de ograda lui, de pruncii lui, de banii lui și ce știu eu ce mai avem noi, tot la întâia singular. Tatăl nostru. Deci individualismul, asta ar fi o eroare pe căreia Domnul Iisus Hristos îi se adresează prin cuvintele acestea. Haideți să înlocuim nostru, am spus, cu meu, Tatăl meu. Spuneți altceva. Tatăl? Tău. Cum? Tău. Tatăl tău, da? Ar fi Tatăl tău. Sau ar fi Tatăl vostru sau Tatăl lor. De exemplu, când spune Tatăl nostru, haideți să e o variantă următoare. Dacă ar fi spus Tatăl lor, tu ești exclus de acolo, nu? Te excluzi pe tine însuți de acolo. Nu te ajută cu nimic, ca să te rugi la Tatăl lor, ca să te ajute pe tine. Sau dacă ar fi spus, de exemplu, Tatăl tuturor, asta ar fi dus, aș spune eu, la un fel de universalism. Dumnezeu este Tatăl tuturor. Și vedeți, foarte des acum în Europa de Vest, în America și chiar la noi. Dumnezeu e Tatăl tuturor, domnule. Suntem toți pe munte și urcăm pe unde putem, pe care potecă putem. Dumnezeu e Tatăl tuturor. Că tu zici că e Tatăl nostru și aia de pe partea aia de munte zic și ei că e Tatăl lor și poate pe lângă universalism mai bași o leacă de ecumenism, nu? Noi zicem Tatăl nostru, ei zic Tatăl nostru, până la urmă e Tatăl tuturor, toți suntem veseli și fericiți. Tatăl nostru exclude Tatăl tuturor. E Tatăl nostru, nu e al tuturor, e Tatăl nostru. Noi credem că este Tatăl nostru, da? Vezi că automat este un fel de limitare a celor care constituie acești nostru. Cine sunt ăștia nostru? Sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos. Sunt copiii lui Dumnezeu, cei care sunt fiii Tatălui. Dacă nu ești fiul Tatălui, n-ai ajuns fiul Tatălui, n-ai trecut prin experiența de a fi înfiat, tu n-ai dreptul să spui Tatăl nostru. Nici noi nu o să spunem despre tine că Dumnezeu este Tatăl tău, da? Percepția sau concepția pe care o are cineva despre mântuire ne dă nouă libertate să spunem despre el că el poate să spună lui Dumnezeu că este Tatăl lui. Spunem ce? Cu alte cuvinte, spunem cum înțelegi tu Evanghelia. Și tu îmi spui cum înțelegi Evanghelia, spunem cum ai fost mântuit. Și tu îmi spui cum ai fost mântuit. Și eu spun, asta spune Biblia. Despre cum a ajuns să fii înfiat. Deci n-ai niciun drept să spui că Dumnezeu este Tatăl tău sau Tatăl și al vostru. De aceea nu mă pot adresa, nu mă pot uni cu tine în a-i spune lui Dumnezeu Tatăl nostru. Că tu nu ai ajuns fiul lui Dumnezeu pe calea pe care Dumnezeu a stabilit-o, da? Pe care Dumnezeu a stabilit-o. Este atacat și exclusivismul, da? Exclusivismul sau sectarismul, numai elita asta noastră. Sunt și astăzi o grămadă de neognostici. Numai biserica noastră
Are Biserica Sfinților de pe urmă, Biserica Philadelphia, biserica care vine de la apostoli, numai ei, câțiva acolo puțin tei. Și parcă cu cât îți mai puțin, cu atât e mai bine. Că asta e o dovadă că ei au Duhul profetic peste ei, numai ei. Da? Dumnezeu are copii pe toată planeta Pământ, în tot felul de denominații și de grupulețe religioase. Și asta privește aspectul soteriologic. Faptul că ei au ratat mulți dintre ei aspectul eclesiologic este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Vedeți? Extremele cum sunt rezolvate de o simplă expresie. Tatăl nostru. Nu excludem, sunt mulți care sunt copiii lui Dumnezeu. Nu este universalism, ecumenism, nu-s toți. Da? Nu sunt numai eu, nu individualism, particularism. Această expresie îți dă o atitudine echilibrată în rugăciune. Da? Când spui Tatăl nostru. Haideți să mă uităm la următorul cuvânt, să vedeți ce e important și acesta, următorul cuvânt. Să jucăm cu alte culori pe aici. Ești. Puneți verbul acesta la alt timp. Gândiți-vă cum ar suna rugăciunea. Tatăl nostru care ai fost în ceruri. Frate, ceva s-a întâmplat. Nu? E rău ce s-a întâmplat. Dumnezeu nu mai este în ceruri, nu? Cu cât curaj te-ai ruga, vie împărăția ta. Tu ești suveran. Doamne, tu poți să intervii. Domnule, s-a întâmplat ceva, el nu mai e în ceruri, tu înțelegi? Cu cât curaj ar modifica fundamental, nu știu dacă s-ar mai ruga cineva, ar modifica fundamental rugăciunea aceasta. Ești acesta arată un prezent continuu. A fost acum 2000 de ani, este și astăzi. Agenda lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Direcția lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Da? Dumnezeu este un prezent continuu. El este din veșnicie cine este. El nu se modifică. Și nici poziția lui nu se modifică. Dumnezeu nu-și modifică poziția. El este în ceruri, da? Ești acesta. Sau pune Tatăl nostru care va fi în ceruri. Cine știe când o fi în ceruri? Cine știe când o fi în ceruri? Dar ești, ne dă nouă o siguranță, da? Ești arată că Dumnezeu e stabil, Dumnezeu este în ceruri. Ești acesta arată că Dumnezeu este separat de noi, că noi unde suntem? Păi nu suntem pe pământ unde ne rugăm pentru pâinea de fiecare zi, unde avem probleme cu ispitele, cu diavolul, cu greșelile noastre, ale altora, ne greșim unii altora. Noi suntem pe pământ. Tatăl nostru care ești în ceruri arată o separare care există între noi și Dumnezeu. Dar paradoxul este că, deși există această separare între noi, El este în cer, noi suntem pe pământ în valea plângerii, El este în cer, da? Fericitul nostru Dumnezeu este acolo, totuși este o apropiere între noi, deși e separare. El este Tatăl nostru. Lucrul ăsta îți arată nu doar stabilitatea lui Dumnezeu, El este, ești în mod continuu, nu îți arată doar suveranitatea lui Dumnezeu. El a fost, este și va fi acolo. El este suveran. Lucrul acesta îți dă siguranță ție. Îți dă siguranță. Cine e în ceruri? E tatăl meu în ceruri. Asta îmi dă o siguranță teribilă. Tatăl meu este în ceruri. Tatăl meu este în ceruri, da? Lucrul acesta îți dă siguranță. Lucrul acesta îți dă siguranță să faci cererile astea. Dacă Dumnezeu nu este pe poziția aceea supremă în ceruri, cu ce curaj mă pot eu ruga lui Dumnezeu? Cum pot eu să vin cu agenda asta înaintea lui Dumnezeu care este imposibil de împlinit? Este imposibil de împlinit. Luați oricare din cererile astea. Este imposibil de împlinit. Cum pot eu să vin înaintea lui Dumnezeu decât dacă știu că Dumnezeul meu, Tatăl meu, cel cu care am deja o relație, care m-a mântuit, este în ceruri, este suveran, se află într-o poziție stabilă și de acolo poate lucra. Poate face ceva. Poate face ceva. Vedeți, acesta este un mod în care ați putea să abordați textele, să luați fiecare cuvânt de aici, din textul ăsta sau din textul dumneavoastră, oricare ar fi el, da? Și să-l studiați, să încercați să vedeți alte nuanțe ca să vedeți greutatea termenului care este în text, greutatea pe care o are pentru tot ceea ce urmează după aceea. Da? Imaginează-ți, acum ne-am apucat de rosti blasfemie aici, dar imaginează-ți că ai spune orice altceva despre ceruri. Ai înlocui cuvântul ceruri cu altceva. Tatăl nostru care ești, în altă parte. Da? Cum te-ai rugat la un Dumnezeu care este în pământ? Sunt oameni care se roagă, cei mai mulți oameni care îs religioși se roagă la Dumnezeii lor, îs morți. Îs morți, nu? Asta e diferența majoră dintre creștini și orice altă religie. Tatăl meu care ești în mormânt la Ierusalim.
A, ne-ai dat un exemplu extraordinar, ai fost un învățător extraordinar, n-a fost tatăl, dar să presupunem, l-ai vedea pe învățătorul tău care a fost întemeitorul religiei tale ca pe tata tău. Și el a fi mort undeva. Cu ce speranță te ruga? Iartă-ne păcatele. El e mort și eu o să mor și eu ca el. Și te rogi lui să-ți ierte păcatele. Ajută-mă să fă să vină în împărăția ta. Nu prea ai reușit tu să rămâi împărat, ai murit și ai rămas mort. N-ar avea niciun sens să faci rugăciunea aceasta. Niciun sens. Te rogi la un Dumnezeu mort. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se află și trăiește, există într-un prezent continuu în ceruri. Și atunci când a existat, ne-a dat în Sfânta Scriptură o răzvrătire acolo, nu Dumnezeu a coborât de pe tron. Și atunci când pe pământ au fost cele mai mari dezastre și este un psalmist care spune frumosul lucrul acesta că Dumnezeu ședea pe tron când cu potopul. Deci Dumnezeu ne-a zis, au mai rămas numai 8 oameni pe pământ, cred că n-am făcut calculele care trebuie. Și s-a sculat Dumnezeu de pe tron să vină să rezolve problema. Nu. El era în ceruri. El ședea pe tronul lui în ceruri. Da? El este suveran, este într-o poziție stabilă în care nu se schimbă, el se află într-un prezent continuu. Vă recomand să faceți lucrul acesta, să vedeți lucrurile comune din text, da? Care vă ajută să vedeți într-un fel agenda autorului, ce vrea autorul să vă spună acolo, care e subiectul pasajului și apoi să puneți accent pe fiecare cuvânt. Cuvintele nu sunt aruncate aiuri acolo. Sunt oameni care au perspectiva următoare despre Biblie. Biblia este o carte foarte flexibilă, așa ca un elastic. Și Duhul Sfânt, în timp ce citești tu Biblia, Duhul Sfânt atunci pe loc te inspiră pe tine să vezi în textul ăla lucruri care sunt necesare pentru tine în momentul ăla. Da? Deci tu ai putea să vezi în cuvântul Tatăl altceva decât o văzut Matei. Altceva decât o văzut toți creștinii de-a lungul timpurilor. Că e foarte, textul e flexibil, da? Ca o plastelină, îl poți modela, poți face orice din el. El nu are o semnătate fixă. Da? Că ce este o aberație. Textul sacru, textul Sfintelor Scripturii a fost inspirat de Dumnezeu și în momentul inspirației i s-a atașat o semnificație care rămâne neschimbată. Interpretările noastre se pot schimba datorită perspectivei cu care noi venim, prejudecățile cu care noi venim atunci când citim textul biblic, dar el rămâne același. De aceea, studiul pe cuvânt te ajută să vezi cum a mai folosit Matei expresia asta. În ce context a mai folosit Matei expresia asta? Ca să nu debitezi niște erezii. Acum aș vrea să mai observăm un singur aspect și anume că nu doar, asta ar fi punctul mare, unul roman, că perspectiva pe care o avem asupra lui Dumnezeu, da? Portretul lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun așa, felul în care tu l-ai pe Dumnezeu în mintea ta, ce crezi tu despre Dumnezeu, cum îl vezi tu pe Dumnezeu, va modifica rugăciunea ta. Ăsta e primul lucru. Și poate aici este cea mai mare ignoranță. Sunt oameni care pot să mitraliereze versete mai multe decât dumneavoastră, poate mai tine decât dumneavoastră, pe multe subiecte, dar habar nu au cine este Dumnezeu. Și nu te ajută la nimica. Nu te ajută la nimic. Pentru rugăciune, vital pentru rugăciune, este să-L cunoști pe Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu, te vei ruga după voia lui Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu, e un nonsens ce faci, egal cu zero. Cel puțin din punctul tău de vedere, mai e și păcat rugăciunea ta. Al doilea lucru pe care vreau să-l observăm în seara aceasta, general, nu doar perspectiva asupra lui Dumnezeu, ci perspectiva asupra agendei lui Dumnezeu va modifica rugăciunile noastre. Deci eu cred că dacă înțelegi cum trebuie rugăciunea Tatăl nostru, nu te vei mai ruga o grămadă de lucruri. Deci aproape după ce citești și vezi care sunt prioritățile lui Dumnezeu sau agenda lui Dumnezeu, te uiți la tine și zici, bă, e penibil. E ridicol. Eu am păcătuit ani de zile în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu niște prostii. Niște aberații, niște absurdități. Ce viață de rugăciune a fost aceea? Și totuși Dumnezeu, în bunătatea Lui, ca un tată, cum suntem și noi pentru copiii noștri, ascultăm multe prostii de ale lor și facem ce credem noi că trebuie făcut. Noi am ascultat, dar cu voia noastră, nu cu ideile lor, da? Uitați-vă care este agenda lui Dumnezeu, da? Am văzut textul, este împărțit foarte clar în aceste două părți. Partea asta de aici prezintă pe Dumnezeu, da, ce are în vedere pe Dumnezeu și partea aceasta pe noi. Da? Agenda lui Dumnezeu, așadar, prioritatea agendei lui Dumnezeu este El, nu noi. Asta e cel mai mare lucru pe care îl vezi în textul ăsta. E vorba despre El.
Când mă rog ca Dumnezeu să-mi dea pâine de fiecare zi și mă rog ca Dumnezeu să nu mă ducă în ispită și să-mi ierte greșelile, să mă izbăvească de cel rău, cer lucrurile acestea pentru că eu să fiu un om care să trăiesc după voia lui Dumnezeu, să port, să sfințesc numele lui Dumnezeu pe pământ și să fac voia lui Dumnezeu pe pământ. Astea sunt singurele motive pentru care trebuie să cer pâinea cea de toate zilele lui Dumnezeu. Nu ca să zic, Doamne, ca să pot să mai construiesc ceva, să mai fac ceva, să mai strâng ceva, nu de asta. Da? Dumnezeu ne stabilește foarte clar agenda. Dacă eu vin în orice duminică sau în orice zi când stau în cămăruță și mă rog, dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu o altă agendă, deci ar trebui, într-adevăr, în fiecare zi există anumite nuanțe ale rugăciunilor noastre, anumite evenimente prin care trecem și cu siguranță ar trebui să îl avem pe Dumnezeu în toate momentele astea și cu siguranță Dumnezeu vrea să trăim cu El în fiecare zi, în orice lucru prin care trecem. Cu siguranță este așa. Dar pe fundal, în spate, trebuie să existe o structură a rugăciunii Tatăl nostru care e foarte simplă. E vorba despre Dumnezeu. Tot ce îți dau ție, îți dau ca să porți interesele lui Dumnezeu, să porți agenda lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi pâine azi, dă mai mulți bani azi. Vreau să câștig mai mulți bani azi. De ce? Pentru că vreau să port agenda ta. Uite ce, asta cred că așa sfinți numele tău. În felul acesta. De asta vreau lucrul ăsta. Vreau ca să fac lucrul acesta pentru că vreau să contribui la venirea împărăției tale. Dacă cineva și-ar dori aici și-ar avea potențialul și darul și vocația de la Dumnezeu să producă bani și a zice, Doamne, nu vreau 100.000 de euro, vreau 200.000 de euro. În mintea ta trebuie să fie automat dorința de a purta interesul împărăției lui Dumnezeu. Să vrei să vină împărăția lui Dumnezeu. Să contribui cu ceva la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă este o dorință egoistă și ai inversat rugăciunea și ai făcut o rugăciune diabolică la propriu, firească, pur lumească, ce fac toți oamenii când se duc la biserică și fac să ploconesc înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să împlinească agenda lor, dacă faci lucrul ăsta poți să fii sigur că Dumnezeu nu binecuvântează rugăciunea. Poți să fii sigur că Dumnezeu nu se manifestă. Poți să fii sigur că dacă ai cumva un răspuns la rugăciunea aceea, nu este de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne arată care este agenda lui. Agenda lui Dumnezeu este aceasta. Prioritățile lui Dumnezeu sunt acestea. Pe scurt, dacă ne uităm la aceste cerințe care vizează pe Dumnezeu 1, 2, 3, avem în primul rând numele lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și cred că este un motiv pentru care El, Domnul Iisus le prezintă în felul acesta. Numele lui Dumnezeu vizează cine este Dumnezeu manifestat față de oameni. Asta e numele lui Dumnezeu, da? Dacă spui Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă, când spui numele lui Dumnezeu Jehova Rafa sau Jehova Shalom, Dumnezeu păcii, tu te gândești la cine este Dumnezeu manifestat față de oameni, da? Așa că prima preocupare a mea pe pământ este cu privire la persoana lui Dumnezeu. Eu vreau să arăt ceva pe pământ despre Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care merg în misiune, care slujesc, care fac o grămadă, activist cât încape. Întrebarea este dacă ai prioritățile corecte. Dumnezeu, înainte să fii misionar, vrea să sfințești numele Lui. Vrea ca să atragi atenția asupra Lui Dumnezeu. Nu să-L transformi pe Dumnezeu într-un proiect. Dumnezeu este o persoană. Noi trebuie să avem în vedere, în primul rând, numele Lui Dumnezeu. Și pentru că L-am în vedere pe Dumnezeu, persoana Lui Dumnezeu, când vorbim de împărăția Lui Dumnezeu, este domeniul în care Dumnezeu lucrează. Da? Domeniul în care Dumnezeu, într-un sens Dumnezeu stăpânește tot universul, dar într-un sens restrictiv, limitat, împărăția lui Dumnezeu vizează locul acela în care se face voia lui Dumnezeu. Da? Deci am în vedere întâi persoana lui Dumnezeu, am în vedere apoi domeniul de lucru, de stăpânire a lui Dumnezeu și în locul acela îmi doresc să se facă voia lui Dumnezeu, să se împlinească planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Nu știu care dintre copiii care eram acasă la tata la cruitori, cântam cântarea asta, cred că o știți dumneavoastră. Voia ta, nu voia mea. Și din greșeală ziceam, da? Se potrivea perfect cu firea. Voia mea, nu voia ta. Să se facă, Doamne, în viața mea. Adică, dacă ai putea să contribui la planul pe care eu l-am pentru viața mea, ar fi super. Că de voia ta nu prea mă interesează. Eu să te simți vinovat, nu știu. Da, nu știu exact cine cânta, dar... vedem, există o... aspectul ăsta consecutiv aici care... vizează chiar prioritatea, da? L-am în vedere pe Dumnezeu, am apoi în vedere împărăția lui Dumnezeu și apoi am în vedere voia lui Dumnezeu care trebuie să se facă. Și apoi, dacă ne uităm la partea a doua, iarăși le-am și împărți în trei, avem pâinea cea de toate zilele, avem doi greșelile noastre și avem apoi lucrarea celui rău, ispita și pe cel rău. Pe scurt, discutam și cu fratele Mihai aspectul ăsta de ce Domnul Iisus Hristos pune întâi de toate pâinea. De ce pune pâinea? P-
Pâinea pentru noi ca om este esența vieții. Într-un fel, ca și cum ai vorbit despre esența vieții. Domnule, trebuie să am pâine ca să trăiesc. Și interesant că Domnul Iisus Hristos limitează foarte puternic. E singura cerință care vizează aspectul fizic al vieții noastre, dar o limitează Domnul Iisus Hristos că te bagă în depresie. Unu, că zice numai de pâine. Unde-i carnea? Steak and shake, nu? Unde sunt astea? Măcar minim, nimic. Domnul zice esenț, cât e esențial pentru viață. Atât s-a poruncit Hristos ca să aducem rugăciunile tale. Restul chiar e bonus. Gândiți-vă cât bonus avem. Și bonus pentru ce am făcut noi. Restul este pur și simplu providența lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Da? Deci ce pâine? În al doilea rând, nu trebuie să fii preocupat numai de pâinea ta, ci de pâinea noastră. Da? Și ăsta este un lucru foarte important. Foarte important. Da? Apoi zice pâinea noastră cea de toate zilele, adică din fiecare zi, dă-ne nouă astăzi. Deci nu-ți promite Dumnezeu provizii. Unu, că nu-ți promite mai mult decât pâine. Da? Doi, și dacă îți dă pâine aceea, nu-ți promite că îți dă pâine de la pâine Graham, pâine cu cereale, pâine... Nu! Pâine! Poate e uscată și trebuie să o moi în pâine, în apă. Sau în ceai, poate n-ai ceai. Și trebuie să o mesteci așa și să-ți sferi dinți în ea. Domnule, ți-o dat pâine. Atât s-a promis. Da? Nu-ți zis, dă-ne pâine cât să fim sătul de pâine. Deci este limitat foarte clar aici. Pâinea noastră cea din toate zilele. Fii sigur că nu-ți dă ca să te îmbuibi. Da? Lucrul ăsta este foarte clar. Și apoi spune să ne dea când? Astăzi, eu vreau să o am de seară, ca mâine dimineață când mă trezesc, nici măcar să mă duc până la Penny să o cumpăr. Tu înțelegi? Deci nici măcar asta nu vreau să fac. Hristos nu mi-a promis asta. Asta e un har suplimentar de la Dumnezeu. Providența, purtarea Lui de grijă, binecuvântarea Lui extraordinară. El mi-a zis că îmi dă cât am nevoie? Azi. Atât. Azi. Cum ar modifica lucrul acesta? Când perspectiva ta despre ce consideră Dumnezeu că ți este necesară vieții tale va modifica cerințele tale. Deci perspectiva ta despre ce crede Dumnezeu că e necesar pentru viața ta. Eu aș crede că sunt multe lucruri necesare pentru viață. Dumnezeu nu crede la fel ca tine. Și eu cred că asta va modifica rugăciunile noastre. Va modifica complet rugăciunile noastre. Și noi înșine ne-am dat seama cât de ridicol ar fi dacă ar veni cineva care n-ar cunoaște atmosfera, spiritul, viața acestei biserici, călătoria prin care a trecut această biserică de când a fost plantată. Dacă ar veni și ar interveni cu anumite rugăciuni, sunt sigur că adunarea tăcea mâlc și ar spune: Domnule, nu pot spune amin la asemenea rugăciune blasfemiatoare. Acum 5 ani aș fi spus, dar acum nu pot să spun amin. E aberant ce spune omul ăsta. Dacă unul începe să ceri: Doamne, te-aș ruga să-mi dai, nu știu, altă mașină, Doamne, să-mi schimb chiria, stau într-o chirie mai bună. Ce spui, prietene? Citește rugăciunea Tatăl nostru. Tu ai auzit rugăciunea Tatăl nostru. Îi spune, da, poate omul își dorește, interesant, dar te-ai simțit cumva. Așa avea un sentiment de nepotrivire a ceea ce spune omul acela acolo, nu? Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi. De ce pune întâi aspectul fizic? Aspectul esențial. Dar nu uitați, perspectiva pe care o avem despre ce consideră Dumnezeu că ne este necesar vieții va modifica rugăciunile noastre. Unii s-ar întreba, atunci pentru ce să mă mai rog? Că tăia tot din rădăcină acolo, ne-ai lăsat frate, în loc să ne-a vrut să ne rugăm, acum ne-ai făcut să nici nu mai știm pentru ce să ne rugăm. Poate acum o să te rogi mai puțin, important este să te rogi bine. Să te rogi după voia lui Dumnezeu. Da? Bun. Cred că pune aspectul acesta în primul rând, că dacă n-ai pâinea de fiecare zi, da? Dacă nu e aspectul esențial prin care supraviețuiești, la propriul Domnul Iisus Hristos se roagă aici pentru supraviețuire, atâta. Doamne, vreau ca ucenicii mei să supraviețuiască. Asta vrea Hristos pentru noi și asta ne pune pe noi să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să supraviețuim. Dă-ne pâinea aceea de toate zilele. Să supraviețuim. Și asta este prima cerință, pentru că dacă nu supraviețuiești, nici nu mai păcătuiești, nici nu te mai ispitește satana. Când te băgăm la 2 metri în pământ, nu mai e treabă cu tot ce vine după aceea. Da? Așa că trebuie să existi în primul rând. Să ai pâinea de toate cele, cea de toate zile, să trăiești, ca să fie lucrurile acelea care urmează valabile. A doua cerință este să ne ierte nouă greșelile, cum precum și noi iertăm greșiților noștri. Din nou, un principiu al rugăciunii, facem un sumar. Perspectiva pe care o ai asupra lui Dumnezeu, perspectiva pe care o ai asupra agendei lui Dumnezeu, ce agenda are Dumnezeu, perspectiva pe care o ai asupra priorităților lui Dumnezeu, perspectiva pe care o ai asupra felul, perspectiva pe care o ai asupra a ceea ce Dumnezeu consideră că ți este necesar vieții fizice, și aici perspectiva pe care o ai
și pe care de fapt Dumnezeu o are asupra ceea ce Dumnezeu consideră esențial din punct de vedere spiritual. Ce consideră Dumnezeu că este esențial pentru noi din punct de vedere spiritual? Ce spune următoarele două cerințe? Unul, să ne ierte nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Este interesant că această rugăciune, este, această cerință este legată de ce, este pusă imediat după cerința care vizează pâinea de fiecare zi. Deci mă rog pentru pâinea de fiecare zi și în aceeași zi, în aceeași rugăciune trebuie să mă rog pentru ce? Pentru păcatele pe care le-am făcut. Asta înseamnă că la fel cum am nevoie de pâinea lui Dumnezeu în fiecare zi, la fel am nevoie în fiecare zi de iertarea lui Dumnezeu. De ce am nevoie de iertarea lui Dumnezeu în fiecare zi? Pentru că păcătuiesc în fiecare zi. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune de mărturisire a păcatelor. Aici nu spune și ne iartă nouă dacă facem greșeli. Nu, el ia o ipoteză asta, e o premisă, e o axiomă. Noi păcătuim. Și la fel cum mă rog ca să trăiesc în fiecare zi, la fel mă rog ca să fiu iertat în fiecare zi. Mă rog pentru viața fizică și mă rog pentru viața mea spirituală. Și lucru elementar, de fapt, asta este esența mântuirii, esența Evangheliei. Suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu și înainte ca Dumnezeu să vrea să fim sfinți, Dumnezeu trebuie să ne ierte păcatele. Dumnezeu trebuie să rezolve lucrul acesta care stă între noi și Dumnezeu. Să știți că există la un moment dat un accent greșit asupra sfințirii. O punere a sfințirii în locul greșit. Dumnezeu vrea să fim sfinți, că cel este sfânt. Cine nu urmărește pacea, sfințirea, nu va vedea pe Dumnezeu. Să fie foarte clar lucrul acesta. Dar există o inversiune care se poate face între sfințire și relația noastră cu Dumnezeu. Înainte să fii sfânt, Dumnezeu trebuie să-ți ierte păcatele. Trebuie să rezolve problema asta legală. Înainte ca să vrei tu să zici, oh, vreau să trăiesc vrednic de Evanghelie, tu trebuie să primești Evanghelia. Tu trebuie să fii iertat. Înainte ca să zici, Doamne, aș vrea, fiindcă ai făcut lucrul ăsta pentru mine, vreau să trăiesc sfânt pentru tine. Înainte să spui și să-ți dorești lucrul ăsta, tu trebuie să ai siguranța 100% că ești iertat de păcate. Apoi urmează sfințirea, nu ne duce în ispită. Vedeți, întâi este aspectul acesta curativ, da? Să scoată păcatul din viața noastră, să ne ierte păcatul și apoi să prevină păcatul. Întâi este aspectul pozițional, apoi aspectul practic. Eu am făcut un păcat, nu mai pot să fac nimic cu privire la ăla. Eu nu mai pot da timpul înapoi. Eu am făcut, este o faptă, am făcut lucrul ăla rău. Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Ce fac? Pozițional am nevoie să se ia vina, să mi se ierte păcatele. Acum știm, în jertfa Domnului Iisus mi sunt iertate toate păcatele, dar accesarea, da? Accesarea de către conștiința ta acestei iertări trebuie să fie în mod continuu. Eu zic că mi-am cerut iertare odată acum 10 ani lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Foarte bine ai făcut. Numai tu ai păcătuit de atunci înainte, dar tu zici, dar Domnul Iisus a plătit pentru toate păcatele mele. Este adevărat și lucrul ăsta, dar felul în care conștiința ta se înnoiește și se vindecă în relația cu Dumnezeu, este spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, am păcătuit iarăși, am greșit iarăși, îmi cer iertare. Da? Nu există o pocăință ca temelia de la început, da? O întoarcere la Dumnezeu ca prima. Dar există o împrospătare în sufletul tău, în conștiința ta, a iertării păcatelor când Dumnezeu îi spui lucrul acesta și ne iartă nouă greșelile noastre, iarăși este un proiect comunitar, nu uitați lucrul acesta, precum și noi iertăm greșiților noștri. Rugăciunile noastre pare tangențială și este într-adevăr o propoziție secundară asta, precum și noi iertăm greșiților noștri. În text este o propoziție secundară care se leagă de prima, da? Ne iartă precum și noi iertăm greșiților noștri. Și aici, foarte clar, se vorbește despre relația pe care noi avem cu ceilalți. Când te duci în rugăciune, trebuie să ai o perspectivă corectă asupra relației pe care o ai cu ceilalți. Da? Și ceea ce este important este cum te raportezi la greșelile celorlalți, la ceea ce ți-au făcut ceilalți ție. Este important. Trebuie să te duci cu o perspectivă corectă asupra relației cu ceilalți. Și ceea ce e cel mai important pentru Dumnezeu este ceea ce este cel mai important pentru Dumnezeu între relația noastră cu El. Ce e cel mai important? Să nu existe păcat între noi. Ce e cel mai important pentru Dumnezeu între relația noastră unul cu altul? Pe orizontală, la fel, să nu existe păcate între noi. Păcate care să nu fie rezolvate. Și vedeți, iertarea este o chestiune unilaterală. Împăcarea vizează două persoane. Împăcarea vizează încredere. Împăcarea vizează mai mult decât să-l iert. Dar dacă tu mi-ai greșit mie, s-ar putea să nu te mai văd niciodată. Eu pot, da? Eu trebuie, eu am porunca de la Dumnezeu să te iert, chiar dacă nu te mai văd niciodată. Eu trebuie să te iert. Este unilateral lucrul ăsta. Mulți oameni confundă iertarea cu împăcarea.
Împăcarea vizează să mă întâlnesc cu tine. Da? Cu cel care mi-a greșit. Împăcarea vizează ca el să arate că există părere de rău în viața lui, da? Doar atunci există încredere, da? Dacă tu ai intrat în casa mea și m-ai furat o dată de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, eu te iert de fiecare dată. Dacă vii a 5-a oară, eu nu-ți mai deschid ușa. Zic, prietene, te-am iertat. Du-te acasă. Și tu spui, dar aș vrea să mă împac cu tine. Ne întâlnim în oraș. Vin pe jos, fără cheie la mașină, fără nimic. Da? Și atunci am putea porni un proces de împăcare, care este cu totul altceva decât iertarea. Mulți credincioși se simt vinovați că nu s-au împăcat cu anumite persoane, înțelegând prin împăcare același lucru cu iertare. Dar nu este același lucru. Iertarea este primul pas necesar pentru împăcare. Pentru împăcare, da? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este interesat ca tu să fii tu rezolvat. Inima ta să fie rezolvată. Apoi inima celuilalt. Cum să-l ajuți pe celălalt când este o problemă în inima ta? Ce vrei să faci tu cu celălalt? Cum să te împaci cu cineva dacă tu te duci inflamat de păcat? De neiertare? De remușcări? De resentimente? Da? De ură, poate? De dușmănie? Și așa mai departe. Și în final avem această a treia cerință care vizează pe potrivnicul nostru. Am văzut pâinea noastră, păcatele noastre și potrivnicul nostru. Uite, e aliterat, le puteți ține minte mai ușor. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Prin ce lucrează cel rău? Prin ce? Prin ispită, da? Cel rău lucrează prin ispită. Dumnezeu are puterea să nu ne lase să ne ducem în ispită, da? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și este o diferență aici între a duce în ispită și a ispiti pe cineva. Vă aduceți aminte că Scriptura spune că Duhul a dus pe Iisus în pustie ca să fie ispitit, dar nu Duhul a ispitit. Duhul a dus în locul testului, în locul probei, dar nu Duhul sunt la ispitit. Satana l-a ispitit, da? Este interesant că ni se cere aici și să, într-un fel, să ne rugăm, ni se spune, ni se poruncește să ne rugăm să prevenim ispita. Sunt ispite care pot fi prevenite. Eu pot să mă duc în anumite, într-adevăr, sunt situații pe care noi nu le putem preveni, numai Dumnezeu le poate preveni. Dar sunt situații pe care le putem percepe, le putem înțelege și pe care noi le putem preveni. Ca să, nici măcar să nu fim ispitiți. Nu numai să zici, Doamne, ajută-mă să trec prin ispită. Asta e deja faza a doua. Prima fază este asta, nici să n-avungi în terenul ispitei, da? Nici să n-avungi în terenul ispitei. Și dacă, cred eu, dacă ești dus în ispită, rugăciunea este ca Dumnezeu să te izbăvească din momentul ispitirii, da? Din momentul ispitirii avem promisiunea că Dumnezeu pregătește și ieșirea din ispită. Știți că spune Pavel în Corinteni lucrul acesta? El pregătește și calea de a ieși din ispită. Dar o cale de a ieși din ispită este să te rogi. Este să te rogi. Și exemplul ni l-a dat Domnul Iisus când a spus rugați-vă, vegheați și rugați-vă. Erau ispitiți. Dar zice, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, da? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În concluzie, perspectiva pe care o avem despre Dumnezeu, perspectiva pe care o avem despre Dumnezeu prezentată aici la prima propoziție, modifică felul în care ne vom ruga. Perspectiva pe care o avem despre agenda lui Dumnezeu, modifică felul în care ne vom ruga. Da? Adică despre sfințirea numelui lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu, despre voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta va modifica rugăciunile noastre. Astea sunt niște principii generale pe care le prezint, da? Perspectiva pe care o avem despre ce consideră Dumnezeu că este necesar pentru viața noastră. Pâinea. Așa că data viitoare când te rogi ca Dumnezeu să-ți dea nu știu ce lucruri și nu ți-l dă, nu-i nicio problemă. Da? Nu-i niciun fel de problemă. Iar dacă îți dă, nu uita. Pornim de la Dumnezeu și mergem la agenda lui Dumnezeu. Îți dă ca să trăiești pentru agenda lui, nu pentru agenda ta. Asta e foarte clar. Apoi, perspectiva pe care avem asupra relației noastre cu Dumnezeu. Ce este elementar în relația mea cu Dumnezeu? Să nu existe păcat. Neiertat. Perspectiva pe care o ai despre viața ta zilnică. În fiecare zi în viața ta greșești. El ia ca o ipoteză, ca o axiomă, faptul că vom greși. De aceea în fiecare zi cum te rogi pentru pâine, sau cum ar trebui să te rogi pentru pâine, trebuie să te rogi pentru iertarea păcatelor tale. Așa să te vezi pe tine. Deține Dumnezeu într-o stare de smerenie pentru toată viața. Tu ești un păcătos în mod continuu, dintr-un punct de vedere, da? Pozițional. Ești sfânt practic, ești născut din nou, te afli într-un progres al sfințirii, dar viața ta este presărată cu momente de faliment, de eșec. Privește-te așa. Momentul de mărturisire a păcatelor nu ar mai avea niciun rost dacă am fi perfecționiști, de exemplu. Dacă toți am încercat să ne negăm păcatele, să le scuzăm, să le redenumim și să spunem, de fapt, nu au fost păcate. Eu n-am păcătuit, de fapt.
Da? Ar trebui să scoatem momentul ăla. Îl avem momentul ăla în fiecare duminică, pentru că este o implicație a rugăciunii Tatăl nostru. Ăștia suntem noi. Da? N-ar trebui să mă zburlesc când cineva spune, frate, tu azi ai păcătuit. Nu, n-am păcătuit eu azi. Poate fratele nu știe ce am păcătuit, dar sigur am păcătuit. Și iertarea, cererea de iertare trebuie să existe cu siguranță acolo. Iarăși, în rugăciune, relația pe care o avem cu ceilalți care ne greșesc. Asta e esența. Asta ne interesează cel mai mult în relația cu apropiații noștri. Ca ei, ca noi, față de ei, să avem iertate păcatele. Și bineînțeles, ca ei să aibă păcatele iertate înaintea lui Dumnezeu. Cum spun, s-au mai spus de mai multe ori aici, nu ajuți cu nimic pe cineva dacă îi faci absolut orice. La copiii tăi, la prietenii tăi, la colegii tăi, la oricine. Și omului aluia nu i-a dat pâinea vieții, nu i-a dat Evanghelia. Nu l-ai ajutat cu nimic. Esența relației noastre cu ei, esența relației noastre cu Dumnezeu este să fim îndreptățiți, să fim iertați, să fim justificați. Da? Și apoi, perspectiva pe care o avem noi despre sfințirea noastră, aș spune așa. Și vedeți, ce s-ar întâmpla dacă nu ai fi ispitit niciodată? Ce s-ar întâmpla dacă n-ai avea nici ispită din interior, cum spune Iacov? Că zice, poate ai fi tentat să dai vina pe Satana. Nu, primul vinovat Domnul Iisus Hristos aici, vedeți care e ordinea. Domnul Iisus întâi vorbește de păcatele noastre și apoi vorbește despre diavolul. Cel mai mare inamic al tău ești tu. Nu nevastă ta, nu copiii care te enervează. Tu ești problema. Eu sunt problema. Da? Dacă sufletul meu ar fi protejat, așa cum ar trebui să fie, ispitele din exterior, atacurile diavolului ar fi respinse în întregime. Perspectiva pe care o avem asupra sfințirii va modifica rugăciunile noastre. Vedeți? Mă rog să nu fiu ispitit. Mă rog să fiu izbăvit de cel rău. Nu mă încordez și mi-arăt mușchii satanei și ispite și nu sunt crezut. Asta e cea mai mare problemă. Încrederea în tine, suficiența de sine, lauda de sine, toate păcatele sinelui. Sfințirea noastră, perseverența noastră. Cred că asta este o rugăciune pentru perseverența aici. Și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel rău. Perseverența noastră, sfințirea noastră este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu, dependentă de Dumnezeu. Cum depinzi de pâinea de fiecare zi, depinzi de Dumnezeu pentru pâinea de fiecare zi, la fel depinzi de Dumnezeu pentru iertarea fiecărui păcat și pentru a fi eliberat și a scăpa de fiecare păcat. Și din orice situație de ispită. Depinde de Dumnezeu total. Și gândiți-vă, dacă depindem de Dumnezeu, dacă depindem de Dumnezeu chiar și pentru pâinea noastră, gândiți-vă în ce hal depinde de Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le avem. Dacă ai ajuns la un proiect mai mare a vieții tale, să, de exemplu, să reușești să îți faci ceva, o afacere, să-ți construiești ceva, să-ți cumperi ceva, să faci o asociație care are nu știu ce scopuri, să faci ceva mai mult decât pâinea de fiecare zi. Dacă depinzi de Dumnezeu în pâinea de fiecare zi, imaginează-ți câtă lucrare a lui Dumnezeu a fost în viața ta, a providenței lui Dumnezeu, ca tot și ajungi să faci ceva mult mai mult decât pâinea. Dacă nu poți să te bați cu pumnul în piept că ți-ai cumpărat chifle de la Penny și n-ai nimic de un spăiele, dar ai reușit să-ți cumperi atâta chiflele de la Penny, dacă nu te poți bate în piept pentru aia, pentru nimic nu te poți bate în piept. Pentru nimic. Da? La fel din punct de vedere spiritual. Nu mă pot bate în piept pentru niciun pas pe care l-am făcut în sfințenie. Depind de Dumnezeu. Ceea ce am vrut să vă arăt în seara aceasta, doctrinar vorbind, este că perspectiva pe care noi o avem asupra acestor aspecte prezentate aici va modifica rugăciunile noastre. Așadar, doctrina modifică rugăciunea, teologia modifică rugăciunea, ce crezi despre Dumnezeu modifică rugăciunea, ce crezi tu că spune Dumnezeu despre nevoile tale modifică rugăciunea, ce crezi tu că spune Dumnezeu despre agenda lui modifică rugăciunea, ce crezi că spune Dumnezeu despre prioritățile lui modifică rugăciunea, ce crezi că spune Dumnezeu despre ce e mai important în viața ta în relație cu El, azi vom modifica rugăciunea, ăla va fi primul lucru pentru care te vei ruga. Nu vii cu alte bază acolo, îi spui primul lucru. Doamne, știu că asta e cel mai important pentru tine în relația mea cu tine. Pentru asta mă rog. Știu că asta e cel mai important lucru în relația mea cu frații mei. Pentru asta mă rog. Asta voi urmări săptămâna asta, în relația mea cu frații mei. Spre asta mă voi concentra. Am neiertare, sunt supărat pe fratele meu, m-a deranjat. Mă voi concentra, nu să mă răfuiesc pe el, nu să-i spun ceva, ci să rezolv problema inimii mele. Și lucrul ăsta îl fac în rugăciune. Da? Perspectiva pe care o ai despre cum lucrează cel rău va modifica cum te vei ruga lui Dumnezeu. Cum te vei purta în fiecare zi. Da? Ce crezi tu că poate să facă Satana față de tine? Da? Perspectiva pe care o ai despre toate aceste domenii, le puteți relua acasă să vă gândiți la ele,
va transforma rugăciunea noastră. Acestea sunt rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Pentru unora dintre dumneavoastră, cum îmi doresc și mie, unora dintre dumneavoastră vă doresc să vă rugați mai puțin. Sincer. În sensul de a scoate din rugăciuni ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Ce nu este după voia lui Dumnezeu. Și este important să vedem toate domeniile acestea, doctrina aceasta, care va modifica rugăciunea. Noi suntem o adunare care predicăm mult, care expune multă doctrină și uneori simt nevoia de ceva mai... Dă-ne ceva mai practic, frate. Vedeți că doctrina va afecta, fără să... Nu-ți dai seama. Va afecta viața rugăciunii tale. Va afecta trăirea ta. Poate să-ți ține un discurs despre cum lucrează Satana. Spui, bă, am înțeles cum lucrează Satana. Asta te va afecta în momente în care Satana te va ispiti. Tu știi ce poate el să facă și ce nu poate să facă și ce poți tu să faci în momentul acela, cui să te adresezi, cui să ceri ajutorul și ce poate să facă Dumnezeu în situația aia. Va modifica fundamental lucrul ăsta. Într-adevăr, am mari dubii și mari semne de întrebare în privința motivului pentru care Dumnezeu m-a ales pe mine să predic sau pe alții, dar asta ne va arăta Dumnezeu în veșnicie. Însă suntem într-un loc în care se predică doctrină, în care și chiar rugăciunea asta te forțează să gândești niște domenii fundamentale din viață. Cine e Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să facă? Cine ești tu? Ce vrea Dumnezeu pentru tine? Ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu? Cine e Satan? Adică cele mai importante realități ale vieții. Dacă tu habar nu ai ce sunt astea, cum te vei ruga? Ce crezi că te va impulsiona să te rogi după voia lui Dumnezeu? Ce crezi că te va impulsiona pur și simplu să te rogi? Dacă nu știi lucrurile acestea, Dumnezeu să ne ajute să ne plecăm asupra cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciune, cerând iluminarea Duhului Sfânt, că fără El nu putem să facem nimic, să înțelegem cum vede Dumnezeu realitatea. Da? Dumnezeu ne dă harul acesta să intrăm într-un fel în puțin din mintea Lui și să luăm optica Lui, perspectiva Lui asupra vieții, asupra domeniilor importante din viață. Și asta va schimba trăirea noastră, va schimba cântarea noastră, va schimba, în final, rugăciunile noastre. Dumnezeu să ne și să vă binecuvânteze. Amin. Amin.